Salut! Bine v-am găsit la primul episod din seria de Hearthstone. Haideți să începem, vom juca Wild Ranked, avem rang 11 și vom juca cu Paladinul pentru început. Voi folosi Secret Paladin pentru cunoscători. Mai exact, am multe secrete în deck, am o carte care, dacă o pui pe masă, activează multe secrete deodată și chestii de genul ăsta. O să încerc să fiu destul de explicit în ceea ce fac, astfel încât cei care nu sunt foarte familiarizați cu acest joc să poată să înțeleagă ceva. Și avem Paladin contra Malfurion. Eu merg primul, o să dau confirm, cărțile astea îmi convin. Acesta este de aur. De ce e de aur? Are 500 de win-uri. Când faci 500 de win-uri cu un caracter, îl faci așa aurit. Și ai o animație aici. Vedeți, se mișcă mostața, barba aceea. O să punem acest secret și o să dăm în turn. Când el mă va ataca, o să se activeze un minion și o să dea în el. Chiar dacă el o să mă atace pe mine. Și a folosit coinul care îi dă un mana în plus. Și noi o să punem acest mini bot care are Divine Shield. Ce înseamnă Divine Shield? În momentul în care o să fie atacat prima dată, nu va lua damage. Așadar va da în gol, mai exact. Nu în el. Iar acum dacă mă va ataca cu eroul, vedeți, mă atacă cu arma și se activează secretul și va ataca exact minionul de care vă ziceam. Și își va lua damage, evident. Nu asta vrea să facă, dar nu are ce face. Da, mi-am luat și eu 5 damage acum. Și vom mai pune o dată această carte, dacă tot o avem. Punem și această vrajă și dăm în față. Ce face acest secret? Dacă unul din minionii mei mor, celălalt va primi 3 damage și 2 viață. Haideți să vedem ce va face domnul Uncle Sport. Acest unchi al sportului. Nu știu ce a dat aici. Cartea aceea, dacă o folosește, poate să-și aleagă un minion sau un spell. Și o să-mi dea în față aici. Da. Eram absolut convins. O să facem așa și o să-i omorâm chestia asta, pentru că deja ne-a dat 10 damage. Prea mult ne-a dat, adică. 20, 26. Încă meciul nu e gata. Bun. O să folosim Hero Power. Această carte, când folosești Hero Power, scoate un murloc de genul. Mai nu chestia spune așa. Hai să-i omorâm. Chiar dacă o să pierd și eu un minion și o să rămân cu asta în viață, dar nu-mi convine ca el pe fiecare dată când folosește o vrajă ăsta să primească damage și viață. Din nou același Raven Idol, o să-și aleagă din nou o vrajă sau un minion, ce dorește el. Îmi cer scuze dacă sunt mai răgușit un pic, sunt puțin răcit, dar asta e. Sper să fie bine. Și-a dat 4 damage și 4 armură la erou și mă atacă pe mine, evident. Și acum vom folosi cartea de care vă ziceam, care va pune toate secretele din pachet. Mă rog, poți să ai 5 maxim. Mi le va pune toate pe mine, să zic așa. Iar acum, el dacă mă atacă, o să se activeze iară monstrul acela și o să dea în el. O să reînvie și chestii de genul ăsta. Veți vedea ce se întâmplă. Și-a luat 3 cărți cu acel spell. Și va da în turn, nu are ce să facă. Una dintre secrete este că primesc 1 damage și 1 viață la toți minionii în momentul în care el termină runda, să zic. Poți să ai maxim 7 minioni pe masă. Și suntem la un pas să câștigăm acest match. Mai are 6 viață, eu am 16, doar că
El nu are absolut niciun minion, iar eu sunt plin. Și simt eu așa că o să dea concede, ce să vedeți. Concede ce înseamnă? Când nu mai ai ce să faci, pur și simplu dai forfeit, să zic. O să-i dea 1 damage la acea carte, o omoară și îi vine lui o carte, doar că acum cartea cred că va învia. Și a luat și acel challenger 3 și 2 și a venit cartea înapoi. Da, nu mai are ce să facă aici, va pierde meciul. Nu știu dacă am zis la început, vom juca 2 meciuri pe episod și s-a întâmplat considul. 2 meciuri pe episod, o să postez, dacă nu în fiecare zi, odată la 2 zile, Hearthstone, așa că nu are rost să jucăm mai mult de 2 meciuri într-un episod, este absolut suficient. Am reușit să câștigăm primul meci, haideți să vedem ce se întâmplă la al doilea. Am 105 gold, o să facem și un deck opening, să zic așa. O să folosesc 100 gold ca să deschid un pachet. Să vedem, poate nimerim ceva bun. Și avem Paladin contra Mage sau Uther versus Jaina. Nu avem nevoie acum de acest challenger, nici de cartea asta, așa că le dăm replace. Am nevoie de crescut cât mai puțină mana. Da. Am dat replace la 6 și mi-a dat de 4 și de 5. N-am făcut absolut nimic. Hai să folosim secretele. Este foarte bine să n-ai secrete în mână. Când le ai, să le folosești dacă poți. Și n-ai ceva mai bun de folosit. Da, și cred că o să avem un Mech Mage. Din ce văd eu aici. Punem acest mini bot și dăm Enter. Ia să vedem, da. Exact ce spuneam. Va juca pe Mech Mage. E destul de nasol acest deck. Mama, are și doi din aia. Da, și uitați ce se întâmplă. Să încerc să-i omor cumva, dar o să fie foarte greu pentru că această carte, ce face? Cărțile lui care au mech, vedeți acolo, costă un cristal mai puțin. Are doi deja, care înseamnă că costă două cristale mai puțin. Nu avem ce face. Asta e. Da, să se-mi dea în față, evident. Am noroc, da, nu pot să folosesc karma că mi-a dat gheață, doamne, ce păcat. Ah, n-am ce să fac, să folosesc asta, o să pun asta, să o să omor una din cărțile astea care îl ajută pe el foarte mult, acest robot. Și Frostbolt oare? Ce e Frostbolt-ul? E o brază care îți dă 3 damage și sunt gheață. Vedeți? 3 damage și îngheață, care erou, carte, cum se zic. Și din nou o să-mi iau o grămadă de damage. Este foarte... Și eu am deck-ul ăsta, știu exact ce cărți are. Doar că este foarte greu de contracarat. Și eu folosesc acest Mech Mage, să zic. Să sperăm că vom reuși să câștigăm până la urmă. Dacă nu, asta e. Avem un win și un lose. Nu putem să le câștigăm pe toate, evident. Am ajuns la 5 mana, ia să vedem. Da. Azur Drake. Asta înseamnă că magiile lui vor da cu un damage mai mult decât normal. Să vedem ce face acum în atacă. O să-și piardă din minioni aici. Nu știu dacă a făcut cea mai bună alegere, dar... E treaba lui. Mie îmi convine ce a făcut. Cred că și-a dat seama că am făcut o greșeală aici. Folosim din nou asta. Și vor veni secretele. Eu nu pot să atac cu asta, din păcate, pentru că era înghețat. Dar asta e. N-avem ce face. Hero Power. Da, bila cea lui dă 1 damage. Minionul meu când moare, pur și simplu vine altul. Dacă îi dădea 3 damage și 2 viață la taunt-ul ăla era absolut minunat. Și vine Noble Sacrifice și va muri acest monstru nenorocit.
este foarte bine. Și l-a întors înapoi. Iar acum cred că eu sunt în avantaj puțin. Puțin mai mult, cred. Ia să vedem. Perfect. Arma, punem asta, punem și secretul și dăm în față. Așa avea prea multă viață, el avea 30, 19. Da. Trebuie să facem cumva. Iar acum s-a întors roata, momentan. Nu se știe niciodată în jocul ăsta cine câștigă. Se poate întoarce meciul într-o secundă. O carte poate face diferența. Haideți să vedem ce va face acum. Avem șanse mari să câștigăm și a folosit Fireball. Și o să-mi omoare acel 10 cu 9. Dar nu încă. Pentru că avem din nou Noble Sacrifice și va ataca altceva. Să vedem dacă n-are vreo spell. Nu are. Și am câștigat meciul. Da. Aveam 16 damage, să-i dau 10, 2 și arma 4. Și am făcut încă un win. Victory. Am făcut și quest-ul de 3 victorii. Bun. În finalul episodului am zis că vom face un deck opening. Dăm aici la shop. Și cumpărăm unul din ăsta nou. Hai. Whispers Old the Gods. Așa. Și haideți să vedem ce ne va pica aici. Da, avem două orare. Bun, cam acesta a fost primul episod din seria noastră de Hearthstone. Sper că v-a plăcut. Iar noi ne vedem data viitoare.